Dragă Olteanu Matei, internată de urgență în spital, în ce stare se află în aceste momente actrița? Aflăm de pe spanews.ro. Așadar, dragă Olteanu Matei se confruntă cu probleme grave de sănătate, iar iubita și îndrăgită actriță a fost internată în spital, în Piatra Neamț, acolo unde este stabilită de câțiva ani. S-a vorbit chiar de o afecțiune foarte gravă a pancreasului în cazul ei, dar medicii nu au confirmat acest diagnostic. Așadar, dragă Olteanu Matei a fost internat în spitalul din Piatra Neamț, unde a ajuns în cursul zilei de duminică 29 aprilie într-o stare deloc bună. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Neamț a confirmat faptul că actrița se află în continuare internată în spital, dar nu a oferit amănunte despre diagnostic. Așadar, intrați pe spanews.ro, este informația de ultimă oră. Draga Olteanu Matei este internată de urgență în aceste momente în spital. Se pare că ar avea o afecțiune destul de gravă, însă medicii sunt rezervați în a spune ce diagnostic i-au pus marii actrițe.